E multă supă cremă de brocoli în lumea bizară în care trăim. Mă tem așadar că în afară de patru mămăici defavorizate din județul Olt și doamna Loredana de la Vocea României, nu mai știe nimeni cum se acresc zemurile cu aguridă și corcodușe. Păi asta mama a creat cu corcodușe când locuiam la bloc și era un corcoduș în fața blocului și nu știam de ce mă trimite să le iau crude. Și pe urmă îmi dădeam seama. Ți-a pus corcoduș în curte? Păi cum să nu? O să mergem la el să vezi. Uite, stând la umbră, chiar e bun de făcut o zeamă de corcodușe și o să fac după ce plecați voi. Ni se trage simplu firesc de la Game of Thrones. Sau, dimpotrivă, de la hipsterii care testează permanent limitele pasiunilor pentru tehnologia vintage. Dar un lucru e cert. Crește interesul pentru mâncarea cu iz medieval și chiar antic. Very old school indeed. Dar, la nivel național, crește inclusiv numărul entuziaștilor care pun la cale paranghelii sau cârcium cu profil dacic cu tricolor, ale căror meniuri încep abrupt cu mămăliga din mălai și continuă apoteotic cu niște cartofi copți la jar. Cum bănuiesc că ar fi mâncat acoliții lui DCN-ul, dacă le-ar fi luat Dumnezeu mințile și nu le-ar fi dat prin cap să facă țuică din ei. Vina celor care le organizează, vina bucătarului, ignoranța lor în ceea ce privește cercetarea este mare. Apar cartofi, apar roșii, apar vinete. Păi, oameni buni, nu! Nu, am o masă plină de legume la vedere, dar am o masă ascunsă, înțelegi, în oalele astea, pe care o voi pune pe grătarul ăla medievalul arhaic de care spuneai tu. Și am condimentat-o, am însiropat-o cu ce am avut și eu pe aici. Dacă facem un ciolhan dacic, chiar trebuie să ne restrângem la o sumă destul de mică de lucruri. N-am pus lămâie. Am vrut să pun lămâie, cum pun de obicei, zic, dar vin oamenii aia zicând de chestii medievale românești. N-aveau lămâie. Lămâia, cred că nu. Singura acritură era nevasta și pe vremea aia. Bănuiesc. De la Demostene am aflat că exportau mult grâu. De la Columela că, surpriză, dacogeții erau mari băutori de lapte. De la Polibiu știm că aveau tone de miere și pește sărat. În fine, de la Sergiu Nicolaescu am aflat că aveau niște fluiere mari cu care, cel mai probabil, suflau mult în putină, ca să vânture varza pusă la murat. O întrebare persistă însă. Știm noi cu exactitate ce anume mâncau dacii liberi când nu erau ocupați să se îmbete lemn și să cadă accidental în sulițele pregătite de popa de ceneu pentru ceremonie? În mare, da. În primul rând, erau vânători și pescari. Cât de trist. Ochii sunt plini de lacrimi. Apoi aveau miere. Erau oieri, erau păstori. Deci vorbim de lactate, vorbim de carne de oaie. Asta este pastramă de oaie. Am pus-o la fezandat. Am pus-o în oala asta pentru filmare, sincer. Am pus-o într-un lighean mai mare. Trebuie să fim sinceri până la capăt. Oh, pelinul mamii lui! Aparent, pelinul dacic mergea la fix cu o ciosbârtă de oaie și un preparat ingenios, pe care urmașii lui Traian îl vor numi, mult mai târziu, după ce se vor pune de acord cu marinarii lui Cristofor Columb, polenta a la carbonara. Strămoșul mămăligii, pentru că mămăligă e un cuvânt mai vechi decât mămăliga de porumb, înainte se facea din mei. Dacă nu aveai mei, căutai alte spărturi de cereale. Și vorbim de terciuri, foarte multe terciuri. Este o mâncare dacică, făcută din linte, din vânat, din morcovi. Folosim doar ingrediente care existau în epocă dacică, cu ceapă, cu morcov, afumătură de porc, să avem oțel de gust, cu usturoi. Mazăre, câteva rădăcinoase, foarte mult pește. Oaie luată de aici, din tat. Dar o bucătărie primitivă, o bucătărie barbară, dacă vreți. Ne-am rugat la Samolțez, l-am luat, l-am sacrificat, am păstrat blana pentru căciul, pentru, nu știu, obieli. L-am uns cu dragoste și cu multe condimente. Salvie de la mine în curte. Nu eram la un nivel de civilizație cum a fost Imperiul Grecesc, cum a fost Imperiul Roman, cu cine fastuoase, grandioase. Eram mai spre nordic, cu bucătărie așa. Și acum ale cu coajul de mesteacăn, îl pun pe acest băț și un fel de proțap antic, străvechi. Și o punem direct pe, da? Am băgat peria de sârmă medievală. Am încredere. Da. Așa.
nu pare complicat și nici nu este, întrucât tradiția noastră se bazează pe mult porc și simplitate. De aceea e greu de înțeles de ce n-avem și noi o carte de bucate istorice, cu 30 de pagini, cu toate friptanele acelea bărbătești, pe care le preparau strămoșii lui Bebe Cotimanis înainte să demonteze grătarul și să-l facă scut în calea cotropitorilor. Pentru că nouă ne-a lipsit un lucru mare, noi ne-am scrijelit pe stânci ca alții. Nu am avut poeți care să vorbească despre viața cetății, despre viața oamenilor, cum a fost în imperii, cum a fost la greci, cum a fost în Asia, cum a fost persanii, cum a fost romanii. Cuscus, vrei să arăți acestor nepricepuți cum se aruncă o suliță? În acest moment, resursele noastre sunt destul de limitate. Să încercăm porcul să-l punem separat ca să nu influențeze, nu? Tu știi. Vezi? Șorici? Ștampila nu e de la Ștefan cel Mare, e pusă recent ca să ne zicem că e porcul sănătos. Dar e porc crescut aici, la Niculești. Ce nu știm cu exactitate e când anume a pătruns porcul, cel mai popular reper gastronomic din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, în alimentația românului. Dar ne putem declara încântați că un creator popular a avut înțelepciunea să introducă totuși o oaie, în deja nefericitul tablou al țăranului român în fața morții. E o perioadă mare de timp în care ne lipsesc multe medievalism timpuriu și de mijloc, din care ne lipsesc destul de multe date. Cât l-ai ținut la fezandar? De seară până acum. Până ajungem la cel întârziat. Hei, ajutor, Andrei, vin încă. Țină să... Iar la medievalism întârziat deja sunt alte influențe. Vorbim de cele otomane în sud, vorbim de cele slave în nord, occident, imperialism în Transilvania și în Banat. Una peste alta, rămâne să mai vorbim despre mâncarea noastră românească și data viitoare, pe la prânz, exact cum trebuie. În fond, e o dită ai călătoria inițiatică. Lui Radu Anton Roman i-a luat practic o viață. Mi-am făcut cârnați. Băi, au alt gust și nu mă pricep. Nici nu știu câte zile a durat, că se făcuse și țuica în același timp.